N-a fost derby în Ștefan cel Mare, a fost întrecere de dat goluri. Câinii lui Andone au fost răpuși de Claudiu Niculescu. Meciul s-a terminat 4-3 pentru Universitatea Cluj. Andrei Cristian a jucat deloc și și-a luat la revedere de la suporteri, urmând să plece la Karlsruhe în Liga a doua germană. După 9 ani petrecuți în groapă, era și culmea ca Niculescu să nu cunoască bine arena din Ștefan cel Mare. Atacantul a deschis scorul în minutul 18 din lovitură liberă, mingea fiind ușor deviată de Kone. Tot stadionul l-a aplaudat pe Claugol, care nu știa dacă să plângă sau să se bucure. La 4 minute după, prințul Cristea a vrut și el să fie ovaționat de suporteri și a restabilit egalitatea. Torje nu s-a lăsat nici cel mai prejos, a dat gol cu capul fix după alte 4 minute. Lemnaru a schimbat iar tabela până în minutul 31, înscriind pentru 2-2. Niculescu a mai comis una până la finalul primei reprize. I-a pasat perfect lui Delgado, care a marcat pentru 3-2. După pauză, tot oaspeții au condus valul. Lemnaru a ratat în deschiderea reprizei secunde, dar Claugol a ținut neapărat să mai înscrie o dată pe stadionul unde a cunoscut gloria. Cu 2 minute înainte de final, Îndoi a reușit cel golul, dar n-a mai schimbat cu nimic soarta meciului. Scor final 4-3 pentru trupa lui Claudiu Niculescu. Dinamo a rămas cu 13 puncte. Și vorbeam înainte un gol mai mult ca adversarul, am găsit că vrea să dă un gol mai mult ca noi, până la urmă. Tot rămânem tributari, aceleași greșeli, o să vedem ce îmbunătățirea jocului în apărare. Dacă și fac multe schimbări, că nu am moții, a ieșit, a intrat Goian, care vine după 4 luni, are un singur joc. Sunt multe și nu sunt scuze și nici nu vreau să-mi cer scuze. Eu sunt vinovat că am ajuns aici.